În opinia personalităților politice ale județului Giurgiu, vizita premierului Victor Ponta de astăzi a reprezentat un semnal bun pentru strategiile de dezvoltare economică a județului și municipiului Giurgiu. Este o mare onoare pentru Giurgiu să avem asemenea personalități la o mare lansare la apă a 4 nave de ecologizare a fluviului Dunărea. Îi salut și sunt convins că asta este mesajul pentru atenția și interesul deosebit pe care îl acordă autoritatea centrală orașului și județului nostru. Foarte benefică pentru județul Giurgiu. Sperăm ca în continuare acest șantier să dezvolte și mai mult, să creeze locuri de muncă și pe viitor am vrea să vedem chiar pe viu lansarea navelor la apă de aici din județul Giurgiu. O văd ca o vizită care, în urma care, evident, presupun că și operatorii și zona liberă și municipalitatea și tot în general toate instituțiile vor avea un acces mult mai facil în a modifica anumite proiecte de hotărâri, cum și noi avem nevoie mare la zona liberă să modificăm o parte din prevederile vechi care s-au menținut. Sperăm în continuare să ne sprijine în atragerea de fonduri europene, nu numai pentru șantierul naval, cât și pentru toate societățile care își desfășoară activitatea în zona liberă. Încă o dată se va afla că zona liberă există, șantierul naval există, ba chiar și produc nave și asta pentru noi este un lucru de excepție. Să demonstrează încă o dată că la Giurgiu se muncește și noi construim nave. Asta arată că și Giurgiu a început să lucreze, că și Giurgiu are lucruri bune și oamenii de municipiu sunt oameni valoroși, oameni harnici care, uitați, avem în față ceea ce au realizat și este o mândrie pentru noi. Prima oprire pe care a făcut-o înaltul demnitar în Giurgiu a fost în șantierul naval. Acolo a fost așteptat și de muncitori care văd această vizită ca pe un lucru de bun augur în ceea ce privește atragerea investitorilor. O vizită importantă și normală. Credeți că astfel de vizite vor aduce beneficii municipiului Giurgiu? Da, e o imagine care se arată la televiziune. Da. E foarte, foarte bun, da. Față de șantier și de oamenii care îi susținem. Credeți că vor aduce beneficii astfel de vizite? Da, bineînțeles. Prim-ministrul Victor Ponta a declarat că ceea ce s-a întâmplat astăzi la Giurgiu este un lucru cu care România ar trebui să se mândrească și despre care nu se vorbește suficient.